Hello, bună! Astăzi vom face un porcușor și pentru a putea realiza purcelușul vom lua colțul de jos și îl vom duce sus. Trebuie să realizăm vestitul pătrat, da? Pliem bine, bine, bine de tot coala de hârtie. Întoarcem invers. Presăm bine pentru a îndepărta surplusul și pentru a putea scoate din această coală un pătrat. Dacă nu vă descurcați să rupeți, folosiți o foarfecă. Dacă sunteți mai mari, puteți un cutter sau o ghilotină. Așa. Pentru a scoate purcelușul nostru, trebuie să mai presăm odată, hârtia, în așa fel încât să scoatem un semn de înmulțit și vom întoarce pe partea cealaltă să facem și un semn de plus. Avem grijă să treacă tot prin același punct și presăm bine, 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 bine. Presăm bine, 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 bine. Și ce constatăm? Aici avem un plus și aici avem un semn al înmulțirii. Da? Vom lăsa să pice liberă hârtia și vedem că se realizează ca o piramidă. Da? Împingem laturile, marginile laterale, în așa fel încât să scoatem două triunghiuri. Vedeți? Sunt două triunghiuri pe care le presăm foarte, foarte tare. Ne gândim să împărțim această linie în trei, astfel încât partea de jos să devină suport pentru purceluș, suport care să mențină purcelușul așa cum trebuie, să stea în poziție așa, da? Bun! Acum vom lua să realizăm urechiușele și vom lua un colț, îl vom duce să pice perpendicular pe latura de jos. Da? Perpendicular pe latura de jos. Și în partea cealaltă la fel. Vom proceda și cu celălalt. Da? Presăm bine, bine, bine de tot. Pe față va arăta ca un trapez, dar vom lăsa urechiușele purcelușului în jos. Și cum știm, în origami este foarte important să presăm bine, bine, bine de tot. Uite așa, așa, tare, tare, tare. Tare, 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 tare. Tare. Și acum trebuie să și desenăm. Purcelușul nostru are un nesuc. Facem un nesuc. A, se mai numește și rât, da? Și îl desenăm, uitați, așa ca un cerculeț. Cu două punctișoare. Și ce mai are purcelușul nostru are și ochișori. Un ochișor. Doi ochișori. Gata! Și un purceluș trebuie să aibă și o guriță, nu-i așa? Hai să-i facem și guriță. Uite așa. Poc și poc. Gata. Și avem cel mai drăguț porcușor, purceluș pe care îl putem pune să stea. Vedeți? Țupi-țup, țupi-țup, țupi-țup. A fost data trecută. Acum îl avem pe
Whiz-whiz! Whiz-whiz! Vă place părcelușul meu? Vă mai așteptam și cu alte modele pe care să le realizați, de tip origami, pe comorile Elisabetei. Vedeți că acolo veți găsi și iepurași, și buburuze, și pisicuțe, și cățeluși. Distracție plăcută! Pa, pa!